Avem aici luat de pizza, uitați ce bine e uitat. Am folosit aceeași cantitate ca și în acelalt video, o să vă pun linkul. Și acum o să vă arăt altfel, alt procedeu. O să punem făină. Răsturnăm. Este un procedeu foarte bun. Acum o să-l împărțim în câte pizze. Aici este un kilogram de făină. Îl împărțim în câte pizze vrem să facem. O să formăm bile. Așa. Mărimea care o vrem să fie pizza. Urmăm bile, care lăsăm să se odihnească o jumătate de oră. Deci am aici un aluat dintr-un kilogram de făină, 650 de ml apă călduță, 50 de grame de drojdie și 4 linguri de ulei de măsline, care l-am lucrat 20 de minute și pe urmă l-am lăsat la dospit o oră. Să formăm bilele și pe urmă le acoperim cu niște prosoape cu apă, unse cu apă. Deci am nevoie de niște mingi perfect rotunde. Mă arăt încă una. Le vreau perfect rotunde. Pentru că nu o să mai folosim sucitor sau direct o să le lucrăm. Dacă nu puteți așa, pe masă, rotiți până se fac rotunde. Cum să le acoper cu niște prosoape umede. Umede și le-am stors bine. Și le las să se odihnească până își dublează volumul. O să vedem cât o să fie nevoie. Poate de jumătate de oră, poate de 40 de minute, o să vedem. Până dospește, noi pregătim toppingul. Au crescut, au trecut 40 de minute. Punem puțină făină. Și acum o facem fără sucitor. Cu mâna să o facem. Să-i facem o bordură. Nu o să folosim sucitor deloc. Și întoarcem cu grijă. Formă rotundă, lăsăm bordură. Și acum întindem, apăsăm și în același timp tragem de aluat puțin cu grijă.
Așa, tragem. Până se întinde. Păstrăm bordura. Deci, așa întinde cu mâna. Cu grijă întoarce. Continuăm așa până terminăm. Până întinde. Am dat mâna cu cuptor la 220 de grade. O să-l pun într-o tavă. Am aici roșii cu oregano și ulei de măslină. Amestecăm bine. Tindem peste tot. Noi, având cuptor nu special pentru pizza, o să pun așa, uite, așa, cu degetul să ung puțin bordura cu foarte puțin iaurt să se coloreze. Puteți să nu ungeți, dar o să rămână albă. Este, o pun puțin iaurt, foarte puțin, doar pe bordură. Pentru cine are piatră de pizza, nu trebuie. Este piatră specială, eu încă nu am. O să caut să cumpăr. Și atunci nu o să vină căldura foarte tare pe pizza. Este o piatră de făcută din materialul de țigle sau materialul de cărămidă. O să pun niște șuncă, urmă să pun cașcaval, două feluri de cașcaval, mai gras și mai puțin gras. Nu o să pun foarte mult cașcaval, pentru că las vreo 5 minute la cuptor și urmă mai pun niște cașcaval. Îl scot pe după 5 minute și mai pun niște cașcaval. Da, la cuptor. Le fac până. Păstrez bordura. Am spus că nu folosim deloc sucitor. Torcem cu grijă. Efectiv, rotim mâinile. Să obținem pizza rotundă. Se mai numește și pizza napolitană. Deci cea cu bordură. Deci tragem așa de aluat. Păstrăm bordura. Uităm pe tavă. Este mai mică decât cealaltă. Prea mi ajunge. Și, cum am spus, toppingul faceți după preferința fiecăruia. Exact ce vreți puneți. Asta mai repetat și data trecută. Și sunt la cine nu i-a plăcut ce topping am făcut. Fiecare pune ce vrea. Tot așa o să pun foarte puțin iaurt pe margine. Cine are cuptor bun nu trebuie să pună. Sau piatra de care am zis. Și o să pun și foarte puțin cașcaval și, cum am spus, 5 minute la cuptor și pe urmă mai pun încă cașcaval și mai las 2 minute la cuptor. O să fie cu salam de vară. O să pun și niște ardei.
sunt multe videouri pe YouTube cu pizza, dar am vrut să vă arăt ce se poate face acasă. Și cred că mai bine de așa nu se poate. Și puțin ulei, foarte puțin. Așa arată pizza noastră. După 5 minute am scos-o de la cuptor și am mai pus puțin cașcaval pe ea. Așa arată. E subțire. Foarte subțire. Prăjită bine. Și nu este uscată. E ca o pâine pe margine, pe bordură. Aceasta este pizza noastră. Uitați cât de subțire. Și nu este uscată. Vă rog să o încercați. O să vă pun linkul la aluat la început, cum l-am preparat, să se vadă. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și la revedere!